O adolescentă de 15 ani a șocat pe toată lumea. Minora din localitatea clujeană a fost dată dispărută. Părinții și rudele au cerut ajutorul polițiștilor, după ce fata a plecat și nu s-a mai întors. Însă a fost găsită la o stână, amorezată de un cioban cu 27 de ani mai mare. O adolescentă în vârstă de 15 ani din localitatea clujeană Aghireșu, care fusese dată dispărută după ce a plecat de acasă, a fost găsită la o stână din localitatea Mihai Viteazu. În prezența ei a fost găsit și un bărbat în vârstă de 42 de ani, care este cercetat acum pentru că ar fi întreținut relații intime cu copila. Poliția a fost alertată de dispariția fetei, care fusese văzută în timp ce se afla în gara localității Aghireșu, de unde, ulterior, s-ar fi deplasat cu un tren de călători până în municipiul Cluj-Napoca. Oamenii legii au făcut apel la cetățeni pentru a-i da de urmă fetei, iar aceștia au transmis că aceasta a fost găsită la o stână. Mai mult, în prezența ei se afla și un bărbat în vârstă de 42 de ani, cu care, potrivit polițiștilor, fata ar fi întreținut relații intime. Pe numele bărbatului a fost deschis acum un dosar penal. Minora a fost observată de o persoană în timp ce se afla în gara localității Aghireșu. Persoana respectivă a alertat imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112. Ulterior, fata s-ar fi urcat într-un tren. Ea a mers cu trenul până în municipiul Cluj-Napoca, acolo unde era de fapt destinația. Oamenii legii au tras un semnal de alarmă și au rugat pe localnici să sune la 112 dacă o văd pe adolescentă. La momentul depistării, minora se afla la o stână de oi din extravilanul comunei, în acel loc fiind identificat și un bărbat în vârstă de 42 de ani din județul Alba. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu minor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal.